La Giurgiu, Arșița nu se lasă dus atât de ușor. Potrivit prognozei meteo, codul galben de caniculă a fost prelungit până sâmbătă, întrucât în continuare maximele se vor situa în jurul valorilor de 35-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vestea bună este că vin și ploile, numai că precipitațiile vor fi însoțite de furtuni puternice și căderi de grindină, abia însă de la începutul săptămânii viitoare. Săptămâna viitoare, deci luni începând, luni seara, marți, temperaturile încep să scadă și apar condiții de precipitații, deci instabilitatea crește, temperaturile maxime vor fi la acel moment la 27 de grade, mai aproape de normalul perioadei, deci ușor sub normalul perioadei, dar asociate cu precipitații sub formă de aversă, descărcări electrice, tunete, fulgere și aceste fenomene se vor manifesta până la sfârșitul săptămânii viitoare. În ceea ce privește luna iulie, pentru Giurgiu, veștile sunt dintre cele mai bune. Scăpăm de caniculă, revenim la temperaturi normale, iar maximele rare ori vor depăși 30 de grade Celsius la umbră. Din modelele puse la dispoziție de Centrul European de Prognoză pe medie durată, avem valori ușor peste 27 de grade, deci sunt valori normale sau ușor sub normalul perioadei. Nu vor mai depăși 30 de grade, cel puțin în primele 10 zile, după care o să comunicăm în continuare și o să ținem la curent publicul larg cu informațiile meteo de interes. Astfel, pentru Giurgiu, deși nu se vor semnala prea multe precipitații în luna lui Cuptor, valorile termice vor fi apropiate de media climatologică.